Nu știu ce ai face tu dacă ai aflat la 16 ani că viața ta va fi dependentă de un ac și o seringă. Ionuț a făcut, ce vedeți, sport la nivel de amatori avansați. Asta, deși obiceiul locului e să ne resemnăm. Da, majoritatea persoanelor diagnosticate cu diabet, din acel moment, viața lor cred că s-a schimbat. Și că nu vor mai putea să-și continue o viață așa cum au sperat. Și cam încep să renunțe la toate obiceiurile. Pentru un diabetic, sportul nu e chiar o treabă ușoară. Efortul scade zahărul din sânge, așa că trebuie completat cu carbohidrați, dar nu prea mult să nu crească glicemia peste limită. Pentru asta, Ionuț e dotat cu tehnologie de ultimă oră, un senzor și o pompă de insulină. Deci mi-a dat 180, mi-a crescut cu 3 mg de la ultima citire și este stabilă. Mi-am creat un buzunar special pentru pompă la tricou de ciclism și aici țin eu pompa. Și din telefon, cum prin niște artificii, le o transmit către Garmin. Ca să o ai tot timpul în fața ochilor. Ca să o văd tot timpul, da. Deci mă ajută enorm. Cu acest sistem, Ionuț reușește o performanță pe care o invidiază mulți cicliști amatori, absolut sănătoși. Pe an pedalez în jur de 7.000, 8.000 de kilometri. Diferență de nivel cam cât să fie? Cred că în jur de 30-40 de mii. Deci, vreo 3 Everesturi pe an urci cu bicicleta? Cam așa ceva. Senzorul și pompa de insulină ale lui Ionuț nu sunt doar pentru sportivi. Scopul lor e să ia de pe capul oricărui bolnav cu diabet grija glicemiei de fiecare zi și de fiecare oră. Eu am norocul să port o pompă destul de inteligentă în care mi-arată glicemia și mi-ajustează automat rata bazală a insulinei și face și microcorecții atunci când este cazul, în caz că îmi crește glicemia sau pot să spun că este un enorm ajutor. Dacă înainte mergeam la o cursă sau la un antrenament la ghici, adică măsuram glicemia înainte și în timpul cursei când puteam, acum pot să văd pe dispozitivul, pe ciclocomputerul meu, pot să văd în timp real glicemia și trendul și mă ghidez în funcție de ce văd și bineînțeles și de traseu, și de efort, și de distanță, și de... Sunt mai mulți factori de care trebuie să țin cont atunci când corectez cu carbohidrații. Tehnologie nouă și încă destul de costisitoare, dar în România există o soluție de plată lunară. Pentru cei care vor să o cumpere, au posibilitatea printr-un abonament oferit de cei de la Metronic. Lunar plătești o rată și ai inclus cumva cam toate accesoriile, senzor, consumabile pompei și transmițător. Acest material e susținut de Metronic, dar nu e atât o reclamă, cât mai ales un îndemn. Viața poate fi spectaculoasă, chiar și atunci când destinul ți-a aruncat în cale mai multe urcușuri decât celorlalți.